Șirul acțiunilor de ecologizare continuă în județul Mehedinți. Astăzi, comunei Cireșu i s-a redat strălucirea naturală, toate deșeurile și peturile fiind adunate. Conștientizând cât de important este să trăim într-un mediu curat, la această acțiune s-au alăturat inclusiv localnicii comunei. Proiectul Maratonul Ecologizării va continua în perioada următoare în toate celelalte comune de pe raza Geoparc Platoul Mehedinți. În această zi, comuna Cireșu, un loc înzestrat cu peisaje mirifice, a fost curățat atât de localnici, Consiliul Local, echipa Geoparc Mehedinți, dar și de reprezentanți ai Consiliului Județean Mehedinți. Aceștia dau încă o dată dovadă de grijă și implicare față de județul nostru. Faptul că mă aflu astăzi aici în Cireșu, după ce am participat activ în celelalte comune ale Geoparcului Platoul Mehedinți, este o dovadă că îmi pasă de aceste zone, îmi pasă de biodiversitatea lor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au participat alături de noi la această acțiune de ecologizare. Este important și de datoria noastră a tuturor, de la conducătorii ai județului până la locuitorii acestei comune, să păstrăm și să protejăm frumusețile și sănătatea mediului înconjurător. Primarul comunei Cireșu s-a bucurat că a putut da un exemplu de urmat cetățenilor participând împreună cu o parte dintre consilierii locali la această acțiune. Eu mă bucur că alături de noi astăzi este și doamna vicepreședintă Ramona Cupă la comuna Cireșu pentru a face acest ecologizare. Felicit și activitatea Geoparcului, domnul director Cenușă Claudiu, și astăzi am venit cu o parte din cetățenii comunii Cireșu și o parte din consilierii Consiliului Local Cireșu la această ecologizare. Sunt bucuros că avem o echipă și că reușim să facem un prim pas pentru a lămuri și a face ca cetățenii și cei care tranzitează localitatea să nu mai arunce gunoaie la voia întâmplării. Și chiar aș face un apel pe această cale ca toți care tranzitează să nu arunce gunoaie pe dunga drumului sau în locurile unde sunt frumoase pentru vizitatori, cum a fost aici, unde chiar foarte mulți oameni veneau și se recreau. Inițiatorii proiectului Maratonul de Ecologizare au fost rangerii de la Geoparc Platoul Mehedinți. Acest maraton este cea de-a patra acțiune de ecologizare de mare amploare din Mehedinți, menită să implice la un loc cetățeni, instituții publice, chiar și ONG-uri, astfel încât zona de podiș a județului nostru să fie complet igienizată. Ne aflăm astăzi în comuna Cireșu. Maratonul ecologizării continuă. Suntem în zona peșterii Topolnița, una dintre cele mai frumoase peșteri din țară, după părerea mea, și un monument al naturii destul de impresionant. Turiștii au început să apară și cu ocazia asta continuăm ecologizarea în vederea redării peisajului natural, fără deșeuri și fără peturi aruncate pe marginea drumului. Ramona Cupă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, a arătat de-a lungul timpului ce însemnătate au bogățiile naturii, cele cu care județul Mehedinți a fost înzestrat. Aceasta s-a implicat activ, a adunat gunoaiele și resturile menajere din comuna Cireșu, astfel încât peisajul să nu mai fie unul dezolant, ci unul curat și plăcut, impresionat atât pentru turiști cât și pentru noi mehedințenii. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât, să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.